Când a murit, Domnul a plătit plata păcatului nostru. Chiar acum, El este gata să intre în viața ta. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Pentru a experimenta iubirea și iertarea lui și pentru a avea viața veșnică, tu trebuie să-l primești ca jertfa lui Dumnezeu pentru păcatele tale și să-l rogi prin credință să intre în viața ta. Dacă aceasta este dorința inimii tale, te poți ruga cu credință și Domnul Iisus va intra în viața ta. Iată un model de rugăciune. O voi spune eu întâi. Doamne Iisuse, am nevoie de Tine. Mulțumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele. Îți deschid ușa inimii mele și Te primesc acum ca Mântuitor și Domn. Ia viața mea în stăpânire și fă-mă așa cum dorești Tu să fiu. Amin. Dacă această rugăciune exprimă și dorința inimii tale, rostește-o și tu chiar acum. Roagă-te, repetând după mine cuvintele. Doamne Iisuse, am nevoie de Tine. Mulțumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele. Îți deschid ușa inimii mele și Te primesc ca Mântuitor și Domn. Ia viața mea în stăpânire, fă-mă așa cum dorești Tu să fiu. Amin. Acum că ai făcut această rugăciune a credinței și L-ai chemat pe Domnul Iisus să intre în viața ta, fii sigur că El a venit, conform promisiunii pe care El ți-a făcut-o. Poți fi sigur că păcatele tale sunt iertate, că acum ești un copil al lui Dumnezeu și că acum ai viața veșnică. Dacă vrei să ai parte de viața din belșug pe care a promis-o Domnul Iisus, stai cu El de vorbă în fiecare zi în rugăciune. Descoperă planul minunat pe care îl are El pentru viața ta, citind Biblia și întâlnindu-te cu alții care îl iubesc și îl urmează pe Domnul. În sfârșit, adu-ți aminte mereu de minunatele Lui promisiuni. Nici de cum nu te voi uita, cu niciun chip nu te voi părăsi. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Cuvintele de dragoste pe care o arăt personal față de Mântuitorul Iisus Hristos este numele de Iisus, concretizat în rugăciunea noastră: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi păcătoși. Îi aduc omagiul meu lui Iisus pentru faptul că El ne-a dat putere, El ne-a adus speranță și iertare, iar viața Lui oferă bunăvoință și eliberare. Mesajul Lui pozitiv, de speranță, mi-a susținut familia și cred că m-a influențat în bine de-a lungul anilor. Chiar și atunci când mă abat de la drumul cel drept sau când greșesc, știu că Iisus îmi oferă iertare. Jesus believes in forgiveness. De la Iisus Hristos ne-a rămas un singur mesaj central. Iubirea Lui fără de margini. El ne-a spus acest cuvânt fără seamătă. Să vă iubiți unii pe alții cum eu vă iubesc. A adus oceanul iubirii lui Dumnezeu față de oameni, ceea ce înseamnă Iahve, și l-a revărsat din uriașa lui inimă în inimile omenirii, tremurânde și fremătânde. Și ni se va pune la județul de apoi o singură întrebare:
a iubit îndeajuns frate. Iisus ne spune problema capitală nu este nici suferința, nici chiar moartea, ci a nu fi despărțit de El, de mine, Cel care am biruit și suferința și moartea prin cruce și înviere. Cu Tine, Doamne! Ca evreu, am cel mai profund respect pentru Iisus Hristos. De fapt, El a fost evreu, s-a născut și a murit evreu. Regretatul James Spike a fost invitat odată în emisiunea mea. Am remarcat că vorbea ca un urmaș al lui Avraam. El mi-a răspuns, toți creștinii sunt urmași ai lui Avraam, doar că unii dintre ei au uitat asta. Cred că Iisus Hristos a fost cel mai mare om al acestor două milenii, cel care a avut asupra umanității o influență mai profundă decât a oricărui alt om. Dacă ar fi să iau un interviu unei singure personalități din istorie, aceasta ar fi Iisus Hristos. Odată cu venirea lui Iisus pe pământ, oamenii au primit două nestemate, iubirea și iertarea. Dacă oamenii ar fi știut sau ar ști să prețuiască mai mult aceste nestemate, ei ar găsi și a treia nestemată pe care Iisus a adus-o pe pământ, fericirea. Eu cred că noi avem prea puțin timp sau ne facem prea puțin timp pentru a vorbi cu El. Mie mi s-a întâmplat în multe rânduri să am nevoie să vorbesc cu El și întotdeauna am fost ajutat în absolut orice problemă pe care am avut. Faceți-vă timp pentru a vorbi cu Iisus Hristos. Pentru mine Iisus reprezintă totul. Reprezintă bunătatea, reprezintă sacrificiul de sine, reprezintă pacea, liniștea, reînvierea, permanența vieții noastre și după viața de pe pământ, reprezintă răsplătirea răului cu bine, reprezintă pacea, bună înțelegere între oameni, dragoste între oameni. Sunt considerat cel mai bun fotbalist din lume, dar cel mai mare și mai bun om care a trăit vreodată pe pământ este Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. El este cu adevărat numărul 1. Iisus este cea mai puternică și mai curată personalitate care a marcat ultimele două milenii. Lumea se raportează la înainte de Hristos și după Hristos. Iisus este ceea ce reprezintă iubirea pură, ceea ce reprezintă bunătatea, ceea ce reprezintă mântuirea. De Iisus au avut nevoie oamenii, au nevoie și vor avea întotdeauna pentru a fi uniți, pentru a se iubi reciproc și pentru a face numai bine. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este unic. Ce sunt eu în fața Ta, Iisuse, decât un fir de praf minuscul, un strop de rouă, o suflare, o umbră, un nimic. Mă simt vinovată și consider că prin păcatele mele am contribuit la prelungirea calvarului Tău pe cruce. Cer îndurare și îți mulțumesc pentru fiecare clipă de viață. Iisus Hristos este factorul cel mai important din viața mea. Pe lângă faptul că este Fiul lui Dumnezeu și sursa salvării veșnice, Iisus a fost și va fi întotdeauna un strălucit campion al păcii și al drepturilor omului la nivelul cel mai înalt. Iisus este totul pentru și îl rog și eu, ca orice creștin, pe Dumnezeu să mă ajute și pe mine să pot să fiu al lui Iisus totdeauna, pe tot parcursul vieții mele. Se pare cel mai ideal exemplu uman în conduită și pentru faptul că s-a sacrificat, s-a mântuit pentru noi, a preluat toate lucrurile grele pe care omenirea după anul 0, să zicem anul 1, le poartă, le va purta mai departe și
astfel încât cei care cred vor reuși nu numai în viață, ci și în eternitate prin sufletul lui Iisus Hristos. Jesus Christ, Iisus Hristos, El este atât de mare, iar eu atât de mic, încât nu pot să-L descriu. Dar știu că El a schimbat radical istoria civilizației noastre. Toate cuceririle omului de până astăzi se ordonează în două ere, înainte de Hristos și după Hristos. Iisus este numărul unu. El este persoana cea mai influentă și mai importantă care a trăit vreodată pe planeta aceasta. Iar dacă noi am putea să urmăm cel puțin 20% din învățăturile Lui, lumea aceasta ar fi un loc mult mai bun. M-am întâlnit cu o filozofie foarte interesantă și foarte importantă, o filozofie care vorbește despre bunătate și pledează pentru înțelegere, pledează pentru iubirea între oameni, pentru acceptare, pentru toleranță, pentru iertare și împăcarea cu semenii noștri.